Salutare prieteni, bine v-am regăsit la tutoriale video.info Eu sunt Vlad și în tutorialul de astăzi o să vă prezint un program pentru menținerea computerului Știm foarte bine că mentenanța computerului este importantă nu numai pentru faptul că sistemul rulează mai rapid dar și pentru protejarea față de o eventuală infectare cu virus De aceea, Cine System Utilities este un program ce curăță hard disk registri optimizează calculatorul, defragmentează și chiar scanează după posibil viruși. Acum, pentru a lua software, vom deschide un browser și vom scrie la tab tab la bara de adrese http2.2/ down la.gne.com slash nei scrieți exact cum scriu eu system utilities slash 3000 sl ups, am greșit, nu plus minus 1 8, 5, 1, 2 4 7, 5, 8, 9, 4, 0, 9, 6, punct HTML. Da, acesta e bun și în momentul de față vom descărca... Stați un pic să -l... să -l găsim sinei. Stați un moment, da, haideți că am revenit. Deci, scrieți exact cum am scris eu, numai că în ultima fază, când veți spune 18512 veți spune underscore 4. Deoarece eu am greșit, ați văzut, am pus minus și n a dat un rezultat greșit. Bun, după care dăm clip pe download neo. Așteptăm un pic. Voi puteți să rulați executabilul direct din browser, eu o să-l salvez pe desktop. Puteți faceți același lucru. Bun, închidem browserul, deschidem setup-ul propriu-zis. Așteptam. Bun, dăm click pe accept, așteptăm să, se, de se descarce setup-ul de pe cnet.com și dăm install now. În momentul de față o să înceapă setup-ul, dăm next, acceptăm termenul contractual al softului, next, de aici o să vă alegeți voi unde vreți să instalați aplicația, o să las de bază în ce. Next, next, creăm un desktop icon, dăm next și install. Așteptăm un pic. Și după aia lăsăm bifată căsuța Launch Cine System Utilities. Acum o să ne dea un wizard, o să ne dea un tutorial de fapt, mă rog, chestii trestii, cam așa, cam acesta este interfața, aceasta este interfața. acum, noi alegem dacă ce, vrea, ce o să ne vrea să ne facă, de exemplu, nu dis de fragmentare pentru că asta o să ne am mult, să ne scaneze sau să ne repare registrii, să ne protejeze de spyware și să ne curățe memoria RAM. Să spunem și în momentul de față, vom uh, da click. Vom da click pe puteți să dați click pe one click an, uh, maintenance și dați click pe analyze and optimize. optimize, Dacă dați click pe acesta, va începe să analizeze și să optimizeze calculatorul și ceea ce ați bifat voi de fapt și veți uh, avea un sistem cât cât, cât uh, mai bun. În partea stângă vom avea Clean PC. Dacă dăm click pe acesta, ne va scana, ne va curăța de fișierele temporare din sistem. Bus startup, în sensul vom debifa ceea ce vrem noi să, uh, nu, să, nu să nu mai se deschidă odată cu deschiderea calculatorului. De exemplu, o să debifez acesta. Driver the Life, am făcut un tutorial. Și atât, Apply. Să spunem că aceste, aceste aplicații vrem noi să nu mai pornească odată cu. Uh, pornirea sistemului, de asemenea putem, putem să le ștergem din sistem dacă vrem, selectându-le și dându-le delete. La Boost Browser putem să ne dăm un, uh, o un, să ne optimizăm browserele noastre de internet Foarte frumos Dăm click să spunem haide să spunem că eu folosesc Internet Explorer Dăm click opti, Optimizăm Save Să spunem Atâta trebuie să vă voi Să dați uh, Yes Și browserul va fi optimizat La Secure PC În momentul de față Puteți Să Căutați după cookie-urile periculoase Sau după Anumite uh, Anumite File care nu ar trebui să le să fie în sistem. În momentul de față, enable protection. O să dăm, trebuie să activați protecția pentru a scăpa de pentru a proteja de fapt aceste fișiere, backup pentru a face backup la fișiere și upgrade now dacă vreți să treceți la o, vers o versiune superioară softului. Vă sugerez să vă sugere să rămâneți la versiunea uh, free a softului, este foarte utilă, nu necesită o versiune premium sau altceva. La configuration putem să ne configurăm noi cum vrem uh, uh, Scanările, optimizările, la pagina 2 la fel, deci ne putem configura chiar te tema pe care o vrem în calculator, de exemplu Putem pune așa sau nu știu, or, alt cumva, mă rog tem, Culorile temelor, putem să schimbăm culorile și about putem să facem mai multe chestii Bun. Uh, La toolbox, ei bine la toolbox vom uh, Vom descoperi o opțiune, vom, vom arăta mai mult niște opțiuni mai interesante Și anume, uh, backup manager cum v-am spus, puteți să faceți backup la uh, anumite fișiere. Scandal, uh, nu știu cum se citește sincer, nu cade pe limbă. Scandal Manager uh, ne ajută să, adică să-și facă scanări, softul să facă scanări în funcție de timpul nostru. Adică, gen dau acum să fac o scanare la un anumit fișier odată la nu știu cât timp. Și la auto shutdown, e bine, aici e un fel de parental control, când vrem noi, ca ăsta, calculatorul să-și dea auto shutdown, să-și dea shutdown singur. În rest, restul opțiunilor, cred că știți și voi. Eu am făcut în, în trecut un tutorial la Advent System Care, este exact ca restul, putem să vedem temperatura calculatorului, putem să ne dăm boost, dar în general dacă vreți să faceți aceste chestii, în general vă duceți pe health și umblați de aici. Bun, cam acesta ar fi tutorialul, sper că m am ajutat, dacă aveți probleme vă lăsați în de comentarii acestui tutorial, iar eu sau colegul meu Adrian vă vom răspunde la ele cu cea mai mare plăcere. Vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!